Guvernul pregătește un proiect de ordonanță de urgență prin care va modifica mai multe reguli legate de vârsta de pensionare. Acesta a fost deja avizat de Comisia de Sănătate și de Comisia de Muncă din Camera Deputaților într-o dezbatere comună cu 15 voturi pentru, 10 împotrivă și 2 abțineri. Este vorba însă doar despre femei. Acestea vor avea dreptul să se pensioneze la 65 de ani, exact ca bărbații. În prezent, femeile au dreptul să lucreze până la 63 de ani. Prin noul proiect, angajatorul va fi obligat să respecte decizia unei femei dacă mai vrea să muncească încă 2 ani peste vârsta standard de pensionare. Modificarea va avea loc în contextul în care Curtea Constituțională a României a decis că femeile trebuie să aibă șansa de a lucra până la 65 de ani. La data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau pentru salariata care optează înscris pentru continuarea executării contractului individual de muncă la vârsta de 65 de ani. La data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul 3, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, se arată în proiectul de lege. Însă pentru ca proiectul să intre în vigoare, acesta trebuie adoptat de executiv și publicat în Monitorul Oficial.